Bună seara, sunt Sorina Obreja și vă prezint jurnalul de noapte. Iată câteva subiecte. Ședința de judecată în cazul morții lui Andrei Brăguț a fost amânată din nou. Unul din polițiști și-a schimbat avocatul, care a cerut timp pentru a se documenta. Vântul puternic a doborât copaci în capitală, două mașini fiind avariate, iar 22 de localități au rămas în beznă. După ce s-a întâlnit de 6 ori cu Vladimir Putin, Igor Dodon a anunțat că îl cheamă în vizită pe Klaus Iohannis. Ministerul Sănătății a inițiat controle în policlinicile din țară după ce s-a descoperit că la Strășeni medicii de familie au eliberat certificate de vaccinare false. Ședința de judecată în cazul lui Andrei Brăguț a fost amânată din nou. Unul dintre polițiști învinuiți și-a schimbat avocatul, iar acesta a cerut timp pentru a studia materialele. Deținuții au spus astăzi că nu l-au bătut pe Brăguț, ci doar s-au apărat. Cei 3 polițiști și 4 deținuți s-au prezentat în fața magistraților în această după-amiază, însă ședința nu a avut loc. Unul dintre polițiștii învinuiți și-a schimbat avocatul, care a cerut timp pentru a studia materialele. Chiar dacă astăzi magistrații au interzis presei să filmeze, avocatul unuia dintre deținuți a cerut ca ședința să fie cu ușile închise, întrucât mass media ar putea influența procesul de judecată. Avocații Promolex, care s-au oferit să reprezinte rudele lui Andrei Brăguț, spun că nu există niciun motiv întemeiat pentru a limita accesul presei la ședință. Instanța de judecată poate să limiteze, de exemplu, să nu le fie arătat fața acestor inculpați, dacă așa ei insistă, însă publicitatea unui proces de astfel de rezonanță și de interes pentru public nu considerăm arhi important ca să fie reflectat de către media. Astăzi, deținuții au spus că nu l-au bătut pe Brăguț, ci... Noi ne-am apărat. În apărarea deținuților au sărit și rudele care au venit astăzi la proces. L-au ucis polițiștii, l-au adus ucis, l-au pus la beton. El când s-a sculat, a început a lovi în stânga. Ați spus că Brăguț a fost adus bătut deja. Cum a putut să bată pe alți deținuți? El a reînviat la pământ cum stătea, el a reînviat. De pe betonul cealaltă a început a fi foarte agresiv. Pe de altă parte, tatăl lui Andrei Brăguț susține că rudele unuia dintre deținuți a fost la el acasă. Ei n-au spus întrebarea că se ierteam. Mai mult că ei nu-s vinoveți. Am un coleg acolo, nu știu ce ne lămânează, ne zic oamenii, nu trebuie nimic. Cred că niște fructe niște legume. Andrei Brăguț a fost reținut în luna august pentru depășirea limitei de viteză. La 10 zile de la arest, tânărul a decedat în condiții suspecte în penitenciar. Potrivit procurorilor, Brăguț s-a stins din cauza pneumoniei. Doi tineri în vârstă de 22 și respectiv 24 de ani au fost reținuți pentru că ar fi violat o femeie de 32 de ani. Potrivit poliției, suspecții au făcut cunoștință cu ea la o terasă din centrul capitalei. Eu am refuzat pe complet și el a început să mă lovească fără întrerupere. După ce am îndeplinit toate condițiile care le-au pus ei, au chemat taxiul. Oamenii legii susțin că victima a depus o plângere acum 5 zile. Femeia le-a povestit că cei doi indivizi au invitat-o la întreprinderea unde sunt angajați. Acolo ar fi bătut-o și ar fi violat-o. Suspecții, unul originar din Ungheni și altul din Strășeni, riscă până la 12 ani de închisoare. Manifestațiile legate de sărbătorile de iarnă se vor muta din Piața Marii Adunării Naționale pe strada 31 august, a anunțat astăzi Nistor Grozavu, care spune că ideea este a lui Pavel Filip. Pomul de Crăciun, de câte ori ne-ați criticat dumneavoastră, că ba era strâmb, ba era fără crengi și cred că undeva ați avut și dreptate. Ce spune premierul, aflați în câteva momente. Un copac a căzut în această dimineață peste 2 automobile parcate într-o curte din sectorul botanic al capitalei. Una din mașini a fost grav avariată. Vântul puternic a lăsat și 22 de localități fără curent electric. Copacul s-a prăbușit în această dimineață pe strada Cuza Vodă 29. Arborele care era uscat a căzut peste 2 mașini parcate în preajmă. Dacă una a fost ușor zgrăiată, cealaltă a rămas cu acoperișul distrus. La bucătărie am auzit o bubuitură, cum a
căzut pe două mașini. Ambele au fost avariate destul de serios. Copacul ăsta a căzut chiar în fața la o doamnă care trecea, deci la vine de la magazin. Era uscat complet, dacă nimeni nu l-a tăiat și nici nu va. Așa și o chicatea ca pe și mașină. Am uitat, la să fac mașinile. Noi am făcut o ordine după și furtuna și eu a fost. Și am tăiat pe noștri. Dar acolo magazinul ăla să aibă grijă. Oamenii spun că au anunțat responsabilii de la Spații Verzi că arborele erau uscat și au cerut în repetate rânduri ca acesta să fie tăiat. Prosili это дерево еще спилить зимой. Приезжала полиция, приезжали две машины. Быстро убрали, чтобы не было шума. Вот, дефрешат aici, deci niște vișini. Și eu am zis, luați și tăiați copacul ăsta, pentru că e periculos. Sunt mulți copii, mulți că nu au indicații. Tot din cauza vântului puternic, 22 de localități din 7 raioanele Republicii au rămas fără curent electric. Cele mai afectate au fost localitățile din centrul țării, în special raionul Orhei și raionul Criuleni. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic, vântul a suflat cel mai tare în raionul Soroca. Acolo, rafalele au ajuns până la 21 de metri pe secundă. Avertizarea meteorologică de cod galben și portocaliu de vânt se va menține până mâine seara. Iar furtuna care a lovit Europa Centrală a făcut 5 victime în Polonia și Cehia. Oamenii au murit fiind striviți de arborii scoși din rădăcini de rafalele puternice de vânt. Sute de localități au rămas fără curent electric. În Germania și Rusia au fost inundații. În Cehia, doi oameni și-au pierdut viața în urma furtunii. Autoritățile anunță că aceștia au murit fiind striviți în propriile automobile după ce copaci imensi au căzut peste ele. Rafalele de vânt au suflat cu o viteză de până la 120 de kilometri pe oră, măturând tot în calea lor cu o violență rară. Distrugeri însemnate au fost înregistrate și în Polonia. Alți doi oameni au decedat acolo. Vântul a atins 140 de kilometri pe oră. Doar în urma copacilor doborâți la pământ, pompierii au numărat 3500 de apeluri. Totodată, 200.000 de oameni au rămas fără curent electric, iar Germania a fost lovită de furtună cu puterea unui uragan. La Berlin, dar și în alte câteva localități, autoritățile au emis stare de urgență. Au fost inundații puternice. Totodată a fost restricționat traficul feroviar. Au avut de suferit și câteva zone din Rusia. La Kaliningrad, într-o zi, a plouat cât în jumătate de lună. Astfel, străzile s-au transformat rapid în niște râuri, iar zeci de automobile au rămas blocate în mijlocul drumului. Pompierii au fost chemați să scoată apa din primele etajele blocurilor de locuit, dar și din numeroase spitale. Meteorologii străini susțin că ploile vor continua încă cel puțin două zile. Medicii de familie eliberează certificate false de vaccinare pentru admiterea copiilor în școli și grădinițe, susține Ministerul Sănătății, care a inițiat controle în policlinicile din capitală, dar și în mai multe raioane. Se întâmplă după ce medicii din Streșini au fost prinși pe picior greșit. A trezit suspecții faptul că părinții, până a dat copiii în instituțiile de învățământ, au refuzat de sine stătător și binevol vaccinare, iar când a ajuns momentul de a înscrie copiii în aceste instituții, în carnetul de vaccinare au apărut toate vaccinile conform calendarului de vaccinare. Deocamdată nu se știe câte astfel de cazuri sunt în toată țara. Cert este că o asemenea situație a fost descoperită la Strășeni. Copilul care îl așteaptă astăzi, dumneavoastră, a făcut revaccinarea, iată aici eu trebuie să-i fac vaccinare de azi. Medicii trag un semnal de alarmă și spun că micuții nevaccinați din grădinițe și școli reprezintă un pericol pentru ceilalți. Copiii în grădinițe nu sunt, sau școli nu sunt de dorit să meargă nevaccinați, deoarece chiar copilul, dacă este vaccinat, el poate face o boală, dar o face într-o stare mai ușoară, suportă mult mai ușor boala de care se lipsește. Deși vaccinarea este obligatorie și gratuită, unii părinți refuză imunizarea copiilor pe motiv că au avut reacții adverse. Sunt multe cazuri, dar eu sunt potrivă, pentru că am văzut careva reacții adverse, da? Era un pic mai agitat copilul, așa mai capricios. Trebuie vaccinat, fiindcă asta e necesar în zilele noastre. Da, am citit foarte multe literatură în sensul ăsta și sunt multe neclarități pentru mame și cauza asta. Eu consider că trebuie. Ministerul Sănătății a creat un grup de lucru care urmează să investigheze aceste cazuri, iar medicii care ar fi eliberat certificate false vor fi pedepsiți. Programul obligatoriu de imunizare este finanțat din bugetul de stat. Pentru anul 2017 au fost rezervați 24 de milioane de lei pentru a procura toate vaccinurile.
Un bărbat din Edineț riscă ani grei de pușcărie după ce aseară și-a împușcat soacra, potrivit poliției, s-a întâmplat în timp ce acesta se certa cu soția sa. Femeia în vârstă de 77 de ani a încercat să intervină, iar bărbatul a scos arma de vânătoare deținută ilegal și a tras de câteva ori. Femeia s-a stins pe loc. Suspectul în vârstă de 44 de ani a fost reținut și riscă 20 de ani de închisoare sau chiar detenție pe viață. Condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare, fostul șef al Direcției Transport își construiește o casă de 1000 de metri pătrați într-o zonă rezidențială din capitală. Susțin socialiștii care au prezentat imagini din interiorul locuinței. Gamrețchi spune că lotul a primit de la tatăl său și că va locui acolo împreună cu părinții, iar bani are din afacerile sale. 2500 квадратных метров. Мы видим абсолютно элитная отделка. Высота потолков в некоторых местах достигает 8 метров. Бассейн, сауна, хамам. Дом записан, внимание, официально на его маму, которая не является, по нашим данным, бизнес-вумен. Socialiștii spun că au primit imaginile în care apare și Igor Gamrețchi pe poșta electronică, iar după asta au inițiat o investigație. Pe de altă parte, fostul șef al Direcției Transport Chișinău, condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare, spune că nu a fost niciodată sărac, iar casa o construiește deja de 5-6 ani pe un lot primit de la tatăl său. Casa aparține părinților mei, eu contribui în construcție, nici nu se discută. O să locuim în această casă împreună cu părinții. Casa are mai mult de 400 de metri pătrat. Dar primărie eu am venit nu proletar și am venit din business, nu de pe scaunul de student. Și eu cred că nu eu sunt ținta principală. Ținta principală cred că este primarul Dorin Chertoac. Igor Gamrețchi spune că îi va ataca în judecată pe socialiști. Eu cred că ei au spart casa sau au intrat. Urmează deja să clarificăm. Eu am să mă consult cu juriștii și o să stabilesc dacă o să scriu o plângere în procuratură. Am achitat paznicul, deci am plătit 2000 de lei. Gamrețchi susține că acum locuiește în casa socrilor. Fostul șef al Direcției Transport Chișinău, condamnat în dosarul parcărilor cu plată, a scăpat de pușcărie. Curtea de apel a schimbat pedeapsa primei instanțe, astfel 2 ani de închisoare cu executare s-au transformat în 3 cu suspendare. Potrivit procurorilor, Gamrețchi urma să primească 13% din veniturile firmei austro-ungare. În același dosar figurează și primarul Dorin Chertoacă. Gamrețchi este cel care ar fi depus mărturii împotriva primarului suspendat. Manifestațiile de Crăciun se mută din fața în spatele guvernului. În acest an, târgul de Crăciun, caruselele și scena vor fi amenajate pe strada 31 august. Mai mult, acolo va fi instalat și un brad al guvernului. În piața Marii Adunări Naționale va rămâne doar pomul primăriei. Despre asta a anunțat astăzi Nistor Grozavu, care a spus că ideea este a premierului Pavel Filip. Din 15 decembrie și până pe 14 ianuarie, strada 31 august în perimetrul Bănulescu-Bodoni și Pușkin va fi închisă pentru șoferi. Ideea de a schimba locația iar aparține premierului Pavel Filip, care ar fi decis să se implice în organizarea sărbătorilor de iarnă, susține primarul interimar. Anii precedenți, ultimii ani, noi am comis unele greșeli. Eu vorbesc despre caruseluri în piață, poate și pomul de Crăciun. De câte ori ne-ați criticat dumneavoastră că ba era strâmb și de această cauză s-a, cred că au decis. Adică aici eu să vă spun dumnealor mai detaliat, dar pentru noi acest lucru este foarte, foarte bun. Este la nivel de discuție, este la nivel de elaborare a unui concept și ulterior va fi luată o decizie. Grozavu spune că în acest an vom avea 2 brazi în centrul capitalei, unul al primăriei în piața Marii Adunări Naționale și altul va fi instalat în fântâna arteziană de lângă Palatul Național, care va fi al guvernului. În piață, deci, se pune, va fi instalat bradul și pentru, în special, seara de Revelion, de acum toate evenimentele vor trece, inclusiv târgul. Se va închide și se va face piața. Primăria a rezervat 1 milion de lei pentru manifestațiile de Crăciun. Deocamdată nu se știe cât va cheltui guvernul. Ca locul să fie demn de sărbătoare, angajații primăriei au de gând să-i dea un suflu nou. Trebuie să asfaltăm, să amenajăm. Sunt în fața Bibliotecii Naționale, chiar au căzut pomi enorme acolo, sunt găuri, fisurile sunt formate. Astăzi, de exemplu, cei de la Lumteh au înlocuit lămpile. O să învechit și cu și noi. Au pus 2 lămpi în loc de una. O să fie și pe trotuar și pe stradă. 18 felinare. Toate le-ați instalat astăzi. Da. Din cauza lucrărilor de reparație, în această săptămână, strada 31 august va fi închisă pentru cel puțin o zi. Miercuri ori joi să închidem strada, acolo să fie curățiți 58 de arbori și 2 care sunt uscați la defrișare. Într-o
Într-o postare pe Facebook, Dorin Chirtoacă s-a arătat indignat de această decizie și crede că schimbarea va strica toată atmosfera și feieria de Crăciun. El consideră că sărbătorile ar trebui organizate acolo unde oamenii se adună în mod firesc, iar Piața Marii Adunări Naționale este un astfel de loc. Două sărbători de Crăciun, doi de an nou, cred că și normal să avem și doi braz, într-o oarecare măsură. Dacă le place lor să facă doi braze, înseamnă că au bani și au chef de distracție. Mi-e bine acasă, singurică, lângă televizor, la cald, în rest. În 2007, în primul an de mandat al lui Chirtoacă, comuniștii au furat bradul din centrul orașului, pentru ca un an mai târziu pomul primăriei să fie arestat de poliție. Iar acum 2 ani a fost împodobit un molit din scoarul catedralei din cauza protestelor din Piața Mare Adunării Naționale. Deja a devenit o tradiție ca la 1 decembrie să fie inaugurat un brad. Noaptea albă a fost într-un oraș din Coreea de Sud. Mii de oameni au stat cu ochii țintiți spre cer pentru a urmări un spectacol grandios cu focuri de artificii. În total, peste 80.000 de focuri de artificii au fost lansate spre cer. Mai multe imagini vedeți în câteva momente. Caz ieșit din comun în orașul Rusomsk, câțiva pacienți au filmat o soră medicală care ar fi fost beată la muncă. Din imaginele surprinse în spital, se vede că femeia abia se ținea pe picioare. Oamenii care au filmat momentul au spus că sora medicală cu greu s-a ridicat de la sol și a intrat într-un cabinet. Ulterior, angajata ar fi declarat pentru presa rusă că din cauza unor probleme în familie ar fi băut pastile și s-ar fi făcut rău. Imaginile însă au ajuns pe rețelele de socializare. Sute de internauți au criticat incidentul, cerând administrației spitalului să ia măsuri. Conducerea instituției nu a reacționat. Igor Dodon îl invită pe Klaus Iohannis la Chișinău. Șeful statului a anunțat pe Facebook că i-a transmis o scrisoare oficială președintelui român prin ambasadorul României la Chișinău, cu care s-a întâlnit astăzi. Dodon spune că l-așteaptă pe Iohannis în orice perioadă în care îi va fi comod. În aproape un an de mandat, Igor Dodon a avut 6 întrevederi cu Vladimir Putin și niciuna cu liderii țărilor vecine. Drumarii au început astăzi operațiunea de cârpire a gropilor pe străzile principale din capitală, ce-i drept cu o întârziere de aproape 2 luni. Responsabilii de la Izdrup o spun că până acum au reparat din talpă alte străzi, iar de la an la an avem mai puține gropi. Nu la fel cred șoferii. Drumarii munceau astăzi de zor, chiar dacă afară abia de erau 7 grade. El, dacă e plisovaie la 10 grade, poate de lucrat la 100%. El i-a dus la zavod, el ar 180 grade. Probleme n-ar să apară. Drumarii spun că în acest an avem mai puține gropi, având în vedere că mai multe străzi au fost reparate din talpă. Foarte puține gropi. Calitatea de asfalt face mult. Cât e calitatea mai bună, cât ținem mai mult. Nu de aceeași părere sunt șoferii. Ca în fiecare an, e din fiecare an, toți spun că sunt mai puțini și mai puțini, dar în fiecare an apar mult mai multe și mai multe. Adică n-am văzut nicio schimbare de la an la an ca să fie mai puțini. Sunt foarte mult. Găuri, crăpături, pe strada Socoleni e foarte dezastru. Chioclu trăiesc. Care merge pe acolo să sferească drumul și ala că îți cad dinți din gură. Plumbează, uitați-vă, treceți acolo pe Sadoveanu și vedeți acolo cum se plumbează. Ce fel de lucru. Acum chiar e proaspăt, pune, a pus acum. Nu e calitativ, nu fac calitativ. Pentru că nu fac cum trebuiește, nu pun asfaltul cum trebuiește. Cred că până la prima ploaie sau la primul îngheț o să fie iar neplombate. Potrivit celor de la Exdrupo, plombarea de toamnă a început mai târziu, pentru că drumarii au reparat alte drumuri foarte avariate. Nu este nimic strașnic, dar pentru orice eventualitate, timp de 10 zile o să prelevăm carote din acest sector pentru a ne asigura că am atins acel indice de calitate. Plombarea gropilor a început pe cele mai importante străzi, iar de mâine drumarii vor începe să cârpească gropile de pe străzile secundare. Lucrările vor dura până la sfârșitul săptămânii, iar pentru aceasta, din bugetul municipal s-a alocat 500.000 de lei.
Un publicist din Statele Unite îl ridică în slăv pe Vlad Plahotniuc într-un editorial, de altfel primul scris pentru ziarul The Washington Times. Autorul menționează că liderul PD a ajutat Moldova să scape de probleme, inclusiv să-și revină după frauda bancară. Purtătorul de cuvânt al democraților nu ne-a putut spune dacă Plahotniuc s-a implicat sau nu la scrierea articolului pentru presa americană. În editorialul publicat ieri de The Washington Times se menționează că Partidul Democrat din Moldova și-ar fi demonstrat devotamentul față de doctrinele occidentale, cum ar fi democrația, de nenumărate ori. Totodată, autorul materialului Jeremy Frankel mai sugerează că domnul Plahotniuc este un filantrop și este forța politică din Moldova. În calitate de lider al Partidului Democrat din Moldova, a fost împotriva perspective de anexarea Moldovei de Rusia. Spre binele Moldovei, Partidul Democrat controlează Parlamentul Moldovean și și-a afirmat de mai multe ori angajamentul față de Statele Unite, Uniunea Europeană și valorile asumate de aceste două puteri. În articolul, care este primul scris pentru The Washington Times de către publicist, se mai arată că PD, sub conducerea lui Plahotniuc, ar fi contribuit la refacerea economiei țării noastre și că ar fi ajutat moldovenii să-și revină după frauda bancară. Ridicat în slăv de către tânărul jurnalist, Vlad Plahotniuc mai apare ca fiind politicianul care a declarat că nimic nu-i va putea influența poziția față de UE și SUA. Purtătorul de cuvânt al democraților, Vitalie Gămurare, a declarat pentru ProTV că nu știa despre editorial până a fi publicat și nici dacă liderul PD s-ar fi implicat la scrierea acestuia. Nu pot să spun că dacă într-adevăr a fost dat un interviu în acest sens. În afară vizitele care au avut loc și declarațiile care au fost făcute la New York de delegația Partidului Democrat, altele nu au fost nimic. Partidul Democrat nu a fost niciodată împotriva unui sau altui stat, inclusiv Federației Ruse. Suntem împotriva, să spunem, pentru combaterea propagandei ruse, nu doar în Republica Moldova. În articol se mai menționează că Moscova susține separatiștii din Transnistria, la fel cum s-a întâmplat în cazul Crimeii. The Washington Times este un ziar din Statele Unite cunoscut pentru susținerea conservatorilor și a început activitatea acum 35 de ani. După Xenia Sapceac, încă o femeie va lupta pentru fotoliul de președinte în Rusia, Ecaterina Gardon, care este interpretă și jurnalistă, a anunțat că se va înscrie în cursa electorală. Ea își propune să militeze pentru drepturile femeilor și copiilor. Меня зовут Екатерина Гордон, мне 37 лет, и я решила воспользоваться своим правом и выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации. Екатерина Гордон a recunoscut că nu a votat niciodată, dar știe exact cum ar trebui să fie președintele Rusiei. Mama a doi copii, Екатерина Гордон, spune că va milita pentru drepturile femeilor. Мы страна матерей-одиночек, на которых всем плевать. Когда-то я принимала участие в оппозиционных акциях, пыталась найти общий язык с прокремлевскими представителями. Я поняла, что все кормятся у одной и той же лоханки и по факту удовлетворяют или свои амбиции, или пытаются заработать на нас деньги. În afară de cariera de jurnalistă, Екатерина Гордон a încercat să se lanseze și pe piața muzicală din Rusia. Ecaterina este a doua femeie care a anunțat că vrea să devină șef de stat. Pe 19 octombrie, Xenia Sobchak și-a înaintat candidatura. Alegerile prezidențiale în Rusia vor avea loc în martie anul viitor. Analiștii politici se așteaptă ca Vladimir Putin să se înscrie din nou în cursă. Acesta încă nu a anunțat despre intenția de a candida. Putin ocupă funcția de președinte în Rusia pentru a treia oară. Unul dintre cele mai spectaculoase evenimente din lume a avut loc aseară în Coreea de Sud. Renumitul Festival de Focuri de Artificii de pe plaja din orașul Busan a adunat sute de spectatori. Cerul a explodat în culori și forme, în timp ce oamenii au urmărit neclintiți show-ul. A fost noapte albă în orașul sud-corean Busan, una dintre cele mai renumite plaje din zona a devenit neîncăpătoare. Lume peste lume a venit să urmărească festivalul plin de culoare care a durat mai mult de o oră. Oamenii au stat cu ochii țintiți spre cer pe tot parcursul show-ului. Dorerang mechi den ge nomu jinja gamdongjeogyeokgo. A jinja an boshin bundul jinja huyeohaseul geot gatyeo. 80.000 de focuri de artificii au fost lansate spre cer. Întregul show era format din mai multe părți, iar fiecare dintre ele a fost acompaniată cu melodii care au devenit hituri. Parcă vrăjiți, oamenii au urmărit focurile de artificii, mai ales când a răsunat muzica clasică.
În acest an, tema evenimentului a fost Serenada de Dragoste din octombrie. Festivalul de la Busan, care se află la 13-a ediție, este unul dintre cele mai renumite din lume și anual atrage tot mai mulți spectatori. Milsa mi-a învins-o pe Dinamo Auto și mai speră la titlu. Vulturii Roșii sunt la 5 puncte în spatele liderii Șerif. După ce Șerif a remizat în meciul său, Milsami putea să reducă din avansul Viespilor în clasament dacă o învingea pe Dinamo Auto. Vulturii Roșii au înscris câte un gol în fiecare repriză. Alexandru Boiciuc i-a pasat decisiv lui Mihail Plătică la 1-0, iar după pauză a dublat avantajul gazdelor. Dinamo Auto a redus din diferență prin Andrei Bursuc în minutul 59. După această victorie, Milsami, care ocupă locul secund în campionat, are 34 de puncte. Șerif are 39. Până la finalul sezonului mai sunt 3 etape de disputat. Tot ieri, Speranța Nisporeni a remizat în partida cu Petrocub Hâncești, scor 0-0. CSU Craiova a fost umilită în campionatul României. Echipa portarului moldovean Nicolae Calanciu a cedat clar în fața celor de la FCSB și rămâne pe locul 3 în Liga 1. Golkeeperul nostru a încasat 5 goluri aseară. Accelereze întâmpinat de Datković, Tănase, lăsat să intre în careu, Tănase scoate pentru Nere, gol! Noere a deschis scorul după doar 44 de secunde în victoria lui FCSB cu 5-2 în fața celor de la CSU Craiova. Gazdele nu și-au revenit din șoc, iar până la pauză Calanci a mai încasat un gol. După o oră de joc, scorul era deja de 3-0. Tănase l-a învins pe golkeeperul moldovean cu un șut la colțul lung. Din poziție regulamentară, Tănase cere mingea Enache, Tănase de unul singur, Tănase! Gol! 3-0, minutul 62. 4 minute mai târziu, Larie a înscris în propria poartă. A urmat încă un autogol. Chelici a deviat în propria poartă în încercarea de a-l bloca pe Budescu. Croatul însă și-a reparat imediat greșeala și a punctat și în poarta celor de la FCSB. Șansă din nou Gustavo cu capul, gol! Chelici marchează și în cealaltă poartă. Scorul final de 5-2 a fost stabilit de Coman. După succesul de aseară, FCSB este nou lider al Ligii 1 cu 35 de puncte după 16 etape disputate. Lewis Hamilton este quadruplu campion la Formula 1. Pilotul britanic a ocupat abia locul 9 în cursa din Mexic, suficient pentru a-și adjudeca titlul. Rivalul Vettel a venit al patrulea. Cursa din Mexic a fost una dramatică. Max Verstappen a atacat din primele momente și a preluat conducerea. Lewis Hamilton și Sebastian Vettel s-au atins, ambii piloți fiind nevoiți să treacă pe la boxe. Marii rivali au revenit pe traseu ultimii și au început să recupereze. Vettel a dat totul pentru a câștiga, dar a venit al patrulea. Hamilton a ocupat locul 9, rezultat care i-a fost suficient pentru a deveni campion. Hamilton is world champion in 2017. That was my mentality. You get knocked down, but you keep going. You get back up and you fight. You get knocked down again, you keep going. And I never gave up. I kept pushing right to the flag. Verstappen a câștigat cursa. Hamilton a cucerit al patrulea titlu de campion în Formula 1. Astfel, pilotul echipei Mercedes l-a egalat pe Vettel, dar și pe Alain Prost la numărul de trofee. Până la finalul sezonului mai sunt 2 curse în Brazilia și în Emiratele Arabe Unite. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Mâine, Curtea Constituțională se va pronunța asupra inițiativei unor deputați privind introducerea limbii române în Constituție. Avocatul copilului vorbește despre drepturile copiilor cu dizabilități senzoriale, iar la Palatul Național va avea loc târgul de cariere. Eu vă spun la revedere și vă urez o noapte liniștită.